Organizatorii ne propun să ne luăm un răgaz alături de un artist care face diferența în muzica live din România și să fim părtași la Gringo de România, un solo acustic, luni, pe 21 martie, de la ora 19, la Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava. Deținătorul celor 7 selecții pentru nominalizare la premiile Grammy, cel ce a introdus muzica blues cântată live în România, decorat cu Ordinul Cultural în grad de cavaler în 2011, A.G. Weinberg, propune o sesiune muzicală excepțională, o seară de blues și jazz în spiritul celor mai cuceritoare piese ce au făcut deliciul secolului 20, considerat de către critici Mr. Blues al României, iar de către B.B. King, un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă, el își continuă misiunea sa cu același zel, cu aceeași pasiune și credință pentru a impune muzica bună în viața culturală din România. Anul acesta, concertele sale poartă titlul genetic Gringo de România, iar piesele aduse în fața publicului stau sub semnul celor de colecție, rar auzite, o selecție unică de bijuterii muzicale pe care, în România, doar A.G. Weinberg le cântă. Invitațiile la concertul caritabil Gringo de România se pot obține de la membrii clubului Rotary Suceava Bucovina. O invitație este valabilă pentru două persoane. Banii strânși vor fi folosiți pentru sprijinirea a două cazuri umanitare care vor fi prezentate pe larg în seara concertului.